Măgrădu este o denumire slavă. Asta dovadă că, într-adevăr, slavii care vin dinspre vest, de data asta, dinspre nord-vest, sunt, lasă urme nu doar în lingvistice, ci și arheologice, foarte probabil. Moigrad fiind Moigorod, orașul meu, deci interpretând așa, normal, referindu-se cu siguranță la ruinele orașului roman, pe care ei le găsesc relativ în picioare. Ele au fost în picioare până nu de mult, adică până cu 100 și ceva de ani, undeva la începutul, sfârșitul secolului nostru, începutul secolului 20, încă mai sunt ruine în picioare, chiar și pe 2 metri, 3 metri, chiar în unele cazuri. Asta pentru că încă nu se produsese acea relaxare economică a țărănimii din Transilvania, dar în momentul în care aceasta se întâmplă, se petrece, oamenii preferă să construiască în piatră, fundații multe din piatră sau chiar beciuri sau subsoluri sub case și atunci sitiul este transformat într-o veritabilă carieră de piatră și în 20 de ani dispare tot ce era la suprafață, din păcate. Dar asta este un fenomen care s-a întâmplat în toată Europa unde a fost Imperiul Roman și care chiar mai timpuriu în Occident, undeva în Evul Mediu, deja zidurile romane sunt desfințate și sunt construite reședințele aristocrației feudale occidentale. Aici se întâmplă mai târziu, din păcate, la 20 de ani distanța abia apare o lege de protecție, legea monumentelor istorice după Marea Unire, și abia după aceea monumentele pot să beneficieze de protecție, dar ele deja nu mai erau în picioare, din păcate. Gesta notarului anonim al regelui Bela ne spune că Gelu avea o cetate de reședință și din informațiile și din contextul acestei scrieri rezultă că această cetate este posibil să fi fost singura. Această cetate de reședință a lui Gelu a fost localizată de diferiți cercetători în diferite zone, nu doar în zona Transilvaniei de Nord, chiar și în afara acesteia. Și, într-adevăr, ipoteza Dăbâca a fost una dintre cele care au fost bine susținute în anii 1950-1960, mai exact până la începerea marii campanii de cercetări arheologice, care a fost derulată acolo cu începere din 1964, foarte intens până în anul 1968-69, iar apoi sporadic până către anii 1980. O diplomă militară romană, eliberată la 10 august 106 după Hristos, certificând dobândirea cetățeniei romane de către Marcus Ulpius Novantus, soldat într-o unitate a armatei romane din provincia Dacia, certifica și nașterea localității Porolisum. Era la sfârșitul celui de-al doilea război dacoroman, în urma căruia cerbicia și vitejia dacilor a fost învinsă de armata condusă de împăratul Marcus Ulpius Traianus. Ăsta este un burgus, deci e fortificația de poartă a intrării în orașul Porolisum, lângă poarta propriu-zisă, care era o poartă, ca o poartă de castru, trebuie să fie arătat, cu turnuri laterale și cu eventual două arcuri prin care se intra și se ieșea. Era atașată o astfel de fortificație. Aici erau păzitorii, de fapt, a intrării. Cazarmamentul lor era în două barăci, erau, după toate datele, erau arcași, pentru că arcașii de pe ziduri puteau să țină mult mai departe dacă cumva exista vreun pericol în asediu și care în aceste două barăci erau cantonați o trupă cohors Quinta Lingonum, cohorta a cincea de lingoni, care au arcași de origine celtică și care cu siguranță că ei erau aveau datoria să apere intrarea în oraș. Toponimul Porolisum, apreciat ca fiind de origine dacică, înseamnă loc de trecere și este în strânsă legătură cu prezența în vecinătate a trecătorii Poarta Meseșană, importantă cale de acces între spațiul panonic și cel transilvan, o trecătoare care a avut o importanță strategică și militară încă din antichitate. E cea mai ușoară cale de acces dinspre Transilvania spre nord-vest și invers, bineînțeles.
pentru, hai să spunem, o armată în marș sau o grupare mai mare de oameni care vor să nu urce atât de mult dintr-un bazin hidrografic într-altul. Mai sunt și alte căi secundare de trecere, dar ea este cea mai importantă și nu întâmplător. Încă din Neolitic avem urme de locuire pe Măgura Moiradului, care este un masiv înalt, cu o diferență de nivel în față de valea din jur, Valea Ortercu, de 224 de metri. Platou este relativ drept, are în jur de 7 hectare, deci e un loc spectaculos și nu întâmplător. Măgura Moiradului apare să intre în literatura de specialitate datorită unui tezaur descoperit în 1855 și care acum este, cum erau vremurile atunci, este la Muzeul de Artă din Viena. El era compus din trei fibule, deci trei broșe de prins haina, un lanț cu pandantive, tezaurul este din argint și este de natură, deci este dacic. Capitală a provinciei romane Dacia Porolisensis, Porolisum s-a dezvoltat ca o așezare civilă în jurul castrului militar roman, devenind mai apoi un prosper oraș de graniță cu un important potențial economic, comercial și de producție, dar și un puternic focar de spiritualitate romană. A dobândit statutul de municipium în perioada domniei împăratului Septimius Sever. Trecuse aproape un veac de la cucerirea Daciei de către romani. Vechiul Porolisum a fost denumit în Evul Mediu Moigrad, iar Măgura Moigradului este un vulcan mitic din lanțul munților Meseșului. Unul dintre siturile foarte, foarte speciale din spațiul Garpato-Danubiano-Pontic, poate mai puțin cunoscut de publicul larg, și ăsta e sensul întâlnirii noastre, în mod special. Suntem în apropierea sau în teritoriul care este diriguit aici de poarta Meseșului, poarta meseșană. Cum au evoluat stăpânirile, să zicem, sau proprietățile în timpurile istorice mai vechi și mai noi, dar în special pe vechime? Primele cercetări arheologice care au loc pe acest masiv muntos au loc abia la începutul secolului 20 și ulterior cercetările sistematice arheologice de-a dreptul, în fine propriu-zis, au loc în 1937-1940 de către un colectiv condus de Constantin Daicoviciu. Ulterior, și arheologii maghiari, în perioada cât Ardealul, parte din Ardealul nord-vestic a fost cedat Ungariei, arheologii maghiari efectuează săpături și cercetări pe Măgura Moiradului, evidențiind încă o dată că există urme de locuire dacică pe acel platou, alături de cele preistorice neolitice și de epoca bronzului. Mai târziu, în anii 58-59, un colectiv condus de arheologul Mihail Macra de la Cluj efectuează cercetări arheologice pe deal, mult mai extinse, cu concluzii care precizează că Măgura Moiradului în perioada dacică era de fapt un imens cimitir dacic, concretizat prin depuneri funerare în gropi, cu tot felul de resturi ale banchetelor funerare. Ulterior, când cercetările au fost reluate, începând cu anul 1984, oasele care au fost prelevate și care se puteau determina erau doar de animale. Ceea ce, bineînțeles, a demolat mai vechea teorie cu mormintele dacice, dar alături de acele oase de animale de care am pomenit, erau și alte oase mici, la vremea respectivă nedeterminabile, incinerate, bineînțeles, și care, în condițiile actuale și la noile date ale cercetării științifice, pot să fie chiar umane. Acum urmează analizele ulterioare să demonstreze sau nu această teorie. Ceea ce a mai apărut în cercetările arheologice de după 1984 sunt anumite schelete sau părți de schelete umane depuse în anumite gropi și care nu sunt altceva decât, nu reflectă altceva decât preocuparea dacilor din acele vremuri pentru a trimite zei, mesaj zeilor,
prin anumite sacrificii umane. Deci asta e o realitate prin care au trecut toate populațiile la o anumită perioadă. Toate poporile au sacrificat cândva și oameni, pentru că acela era sacrificiu suprem, sacrificiu de sânge uman. Și mesajul care trebuia să ajungă la zei prin acest mesager, în mentalitatea de atunci, era cea mai sigură cale de a transmite un astfel de mesaj zeilor. Acum, în urma cercetărilor, putem spune clar că în secolul 1 înainte de Hristos a existat o zonă de... Adică tot platoul Măgurii Moradului a fost un spațiu în care se efectuau depuneri rituale și probabil și funerare. Locuințele care au fost descoperite corespunzătoare acestei perioade nu sunt locuințe de durată, sunt locuințe sezoniere fără vetre de foc sau cuptoare, instalații de încălzit. Și abia ulterior, în secolul 1 după Hristos, deci în preajma războiilor daco-romane, abia după aceea constatăm că se schimbă radical fața platoului Măgurii și sunt constatate, sunt descoperite mult mai multe locuințe, de data aceasta locuințe de suprafață nu adâncite, toate prevăzute cu vetre de foc, cu instalație de încălzit și cu inventare specifice unor astfel de construcții. Deși este o perioadă în care o comunitate importantă dacică se așează sus pe deal, probabil din cauza pericolului roman, nu lipsesc totuși gropile rituale, pentru că viața de zi cu zi era marcată continuu de elemente cu specific ritual, cu caracter ritual. Și de aceea, nu întâmplător, descoperim și în perioada aceasta gropi mai ciudate, să le spunem așa, că nu le putem explica printr-un caracter profan. Așa s-a așezat, dacică fortificată este cucerită de către romani și avem dovezi că este cucerită, sunt elemente care sugerează acest lucru, armament care a fost aruncat, fragmente de lănci, de sulițe scurte aruncate de baliste, clar, elemente romane care au provenit de la sediu aceste așezări întinse, fortificate de 7 hectare, una dintre cele mai mari din fosta Dacie. Romanii, de data aceasta, nu se așează pe acest deal, pentru că accesul este destul de greu, pantele dealului sunt destul de repezi și preferă dealul pomen mult mai întins, care se preta mult mai mult la amenajarea unui castru, cu căi de acces rezonabile pentru armata romană și mai mult, un element deosebit de important pe care trebuiau să-l aibă romanii era apa. Ei, pe Măgura Măgureadului, sursa de apă, indiferent cum venea, pe ce cale venea, de la zona unde a fost identificate, unde au fost identificate sursele de apă, nu putea să ajungă la nivelul cotei Măgurii Măgureadului, care are 514 metri altitudine absolută, pe când dealul pe care romanii au construit ulterior castru are doar 500, deci suficient încât sursa de apă să alimenteze prin apeducte așezarea și fortificațiile romane de aici. Ceea ce se întâmplă după cucerirea Măgurii Măgureadului de către romani, romanii nu neglijează acest deal pentru că este important, dar fac o incintă fortificată, un fel de burgus, un castru mai mic din pământ și din lemn, în colțul căreia amenajează chiar și o cisternă pentru aducțiunea de apă, pentru că armata romană trebuia să aibă un minim de confort și mai ales apă indiferent unde s-ar fi aflat. Orașul pleacă de la acest punct de intrare și stânga-dreapta sunt construcții, majoritatea sunt cu caracter sacru, pentru că așa erau amplasate în zona respectivă, iar mai încolo se intră în zona cartierului militar, care era amplasat în preajma castrului mare. Sunt două castre de piatră, unul mai mic și unul mai mare. Cel mare are în jur de 350 pe 250 de metri, ca dimensiune este al treilea din Dacia, după castrele de legiune de la Apulum și de la Potaisa. Și după, în partea sudică a dealului Pomet, pe care ne aflăm acum, este de fapt orașul civil, care se dezvoltă din terenuri pe care armata romană le cedează civilor, vrând nevrând strâns legați de interesele armatei în zonă. Civil, bineînțeles, romani, curs de romanizare, deci ăsta era caracterul. Dar ceea ce este interesant de văzut, înainte de intrarea în oraș, este o zonă care a fost și cercetată pentru realizarea parcărilor și infochioșcului de situl arheologic și care, de fapt, era o zonă de târg cu barbarii,
un marketplace, cum era, cum e denumit așa, hai să spunem, folosind limba engleză, o zonă de târg în care barbarii veneau și își desfăceau produsele și, bineînțeles, și romanii la fel. Era un schimb de produse, cumpărau, vindeau fiecare cum se consideră. Nu întâmplător, și aici, lângă acest punct de intrare în oraș, în zona porții, a fost descoperită și vama, prin care voia să intre, trebuia să plătească o taxă dacă voia să vândă ceva în orașul respectiv, în orașul Împărolisum, bineînțeles. Dar e singura vamă deocamdată cunoscută în Imperiul Roman. Cetatea Dăbâca, denumită și Cetatea Comitatului, este o fostă cetate regală și reședința Comitatului Dăbâca. A fost edificată în mai multe etape. Unele teorii susțin că ar fi fost ridicată în secolul al VIII-lea, pe locul unei cetăți dacice. Altele susțin că a fost ridicată în veacul următor și că era apărată cu șanțuri și valuri de pământ. În acea perioadă s-a ridicat un turn patrulater, respectiv un zid de legătură, cu o grosime de 3,2 metri, în părțile estice și vestice ale primei incinte. Este cert faptul că situl a fost ridicat în mai multe etape, evoluând de la o simplă fortificație la cetate de reședință a Comitatului Dăbâca. Cetatea este menționată documentar în 1146 și 1214, iar între secolele al X-lea și al XIV-lea a jucat un rol important în istoria Transilvaniei. Are forma inelară, cu un vârf orientat spre nord, fiind formată din 4 incinte fortificate, cu un diametru total de 609 metri. Este așezată pe dealul cetății, la o altitudine de 698 de metri, pe terasa superioară a Văii Lonei, și avea rolul de a menține controlul asupra drumului de transport al sării de la Sic la poarta Meseșului. Inițial, cetatea Dăbâca avea pe latura sud-vestică mai multe valuri de pământ și șanțuri de apărare, iar pe celelalte laturi, palisade de lemn. Acestea au fost distruse în secolul al XI-lea, în urma conflictelor cu triburile de cumani și pecenegi. Ulterior, valurile de pământ au fost înălțate suplimentar, iar sistemul de palisade a fost refăcut și redefinit într-un mod mai complex. În cetate se putea intra prin laturile nordică și sud-vestică, ambele încadrate de turnuri de lemn. La sfârșitul secolului al XII-lea, palisadele au fost înlocuite de ziduri de piatră, turnuri și donjoane. Cetatea Dăbâca a fost distrusă la invazia tătarilor din 1241, fiind apoi reconstruită. În anul 1243, printr-un act de donație, regele Bela al IV-lea al Ungariei donează 3 sate care aparțineau cetății către comiții Teotonicus și Herman, în semn de mulțumire pentru serviciile lor. Cu această ocazie apare mențiunea Terras Castri Nostri de Doboca. În 1271, cetatea Dăbâca este dăruită banului Micud ca răsplată pentru faptele sale de vitejie, donație confirmată în 1279 de Ladislav al IV-lea. Arheologii români și-au concentrat multă vreme eforturile pentru a descoperi elemente care să susțină textul din Gesta Hungarorum, cum că cetatea ar fi reprezentat reședința conducătorului local, Gelu. Cercetarea arheologică a cetății de la Dăbâca a arătat că aceasta pare să nu fi avut un rol foarte important în perioada lui Gelu, adică la sfârșitul secolului al IX-lea și începutul secolului al X-lea. Se pare că cetatea de la Dăbâca și-a început ascensiunea abia într-o epocă ceva mai târzie, nu foarte mult mai târzie, dar ceva mai târzie, undeva pe parcursul secolului al X-lea. În cronica lui Anonymous, care este o cronică editată mult mai târziu decât s-au întâmplat evenimentele, este menționat acest duce Gelu român,
care stăpânește teritoriul de dincolo de Poarta Meseșană. Firește că au fost, în fine, tentative sau încercări atât ale arheologilor maghiari cât și români de a cerceta zona din toate punctele de vedere, inclusiv probabil și acest element în care se face o descriere relativ amănunțită a existenței, situației existente la acea dată, undeva în secolul X, la început de X. În orice caz, ceea ce cu siguranță maghiarii când vin înspre Poarta Meseșană descoperă zidul roman și îl descriu ca fiind relativ în picioare, adică dărâmat, dar totuși se vedea clar că este o zidărie cu mortar pe care la vremea respectivă nu știau face nici localnici, nici ei, și în care, în zona în care a fost ruptă, sigur, de Valea Urtelecului, care a trebuit să curgă în continuare, nu s-a oprit din curs, acolo au îngrămădit lemne și au făcut o palancă, o palisadă, o fortificație, pentru a închide complet, hai să spunem, teritoriul pe care el cuceriseră deja față de cel care încă, sau în fine, care era încă în stăpânirea lui Gelu. Dovezi ale luptei nu există, pentru că lupta s-a dat undeva pe râul Almaș. Deci a fost o mișcare de strategie în care s-a deturnat atenția față de acest punct în care părea cel mai vulnerabil și lupta nu s-a dat aici. Nici urme de fortificare sau urme de locuire concrete în zonă datând din acel secol, din secolul X, nu există deocamdată, nu au fost descoperite. Pot să fie, nu e o problemă. Arheologii nu au pretenția că au descoperit tot ce era de descoperit. Sunt multe din situri care sunt la adâncimi mari din cauza unor nivelări ulterioare sau a eroziunii solului de-a lungul timpului. Deci e posibil să existe situri legate de acest orizont cronologic. Dar deocamdată nu sunt cunoscute și, așa cum am spus, sunt mai multe căi de acces și secundare, iar cine, cum maghiari au venit călare, deci cu siguranță au găsit căi și mai rapide și mai, hai să spunem, mai puțin evidente în care se poate să pătrundă, dovadă că așa s-a și întâmplat, în spatele, să cadă în spatele călăreților și arcașilor lui Gelu. Așa sunt descriși în cronică, ca fiind arcași în general. Reședința lui Gelu, cel mai probabil, ar trebui să fie căutată undeva în zona munților Gilăului și în zona bazinului superior al Someșului Mic, pentru că această zonă, care reprezenta, de fapt, un posibil cnezat al lui Gelu, a fost ocupată de cuceritorii maghiari după victoria lor, iar teritoriul acestei formațiuni, acestei microformațiuni, a fost preluat integral de cuceritori. Dacă urmărim acel areal din zona bazinului Someșului Mic, în care avem o grupare semnificativă de localități cu populație maghiară, ne putem gândi că acolo a fost zona de reședință a lui Gelu. De asemenea, gesta notarului anonim ne spune că cetatea de reședință a lui Gelu era situată pe râul Someș. Iuxta la anonimus înseamnă nu lângă, la o distanță mai mult sau mai puțin mare, ci chiar pe. Acesta este contextul în care anonimus folosește acest cuvânt. Iar Dăbâca este situată acum nu atâta distanța în kilometri ar conta, ci faptul că nu are o legătură directă cu Valea Someșului, adică nu este situată pe o înălțime care să ofere vizibilitate. Dăbâca, nici din acest punct de vedere al textului lui Anonymous, nu pare să fie o candidată foarte potrivită. Marea cercetare arheologică de la Dăbâca, în care au fost angajate foarte multe forțe, foarte mulți specialiști ai epocii, Ștefan Pascu, Constantin Daicoviciu, dar și specialiștii mai tineri de atunci, ca Nicolae Edroiu, Petru Iambor, Ștefan Matei și mulți
mulți alții. Acest șantier arheologic trebuie considerat în mare măsură ca fiind unul dintre eșecurile cercetării arheologice din România, din perioada respectivă, pentru că materialul arheologic, extrem de bogat, nu a fost prelucrat în mod sistematic. Astfel încât acum, din păcate, după ce mari oameni, nu, care au participat direct la acest șantier, la această cercetare, au dispărut, materialele rămase în urma lor sunt foarte dificil de interpretat și de interogat. Colegii mai tineri au încercat în mai multe rânduri să facă acest efort, dar rezultatele sunt doar parțiale. Așadar, cercetarea arheologică a lăsat în urma ei foarte puține certitudini și destul de multe incertitudini.